La sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, când este marcată și ziua comemorării deținuților politici anticomuniști, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla. Așezământul monahal este situat pe dealul cărămidării ei, lângă cimitirul anonim, cu gropi comune, al deținuților politici din perioada comunistă. Mărturisitorii din închisorile comuniste au fost comemorați astăzi la Mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Cheramos al așezământului monahal, iar la momentul chinonicului, corul de copii Memorialul Gherla a interpretat pricesne și cântări religioase. Zidul lanțul temnicerii, noi numai cremenea tăcerii, ei biciu cu bătăi și ură, noi uriași înghesc pe ură. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Andrei a evidențiat jertfa și curajul mărturisirii celor din închisorile comuniste. Această zi a fost aleasă ca și zi în care ne aducem aminte de deținuții politici care pe toate plaiurile țării noastre au pătimit pentru crezul lor, pentru dreptatea românilor. Și mulți nu s-au întors acasă și au fost încununați acolo în temnițele în care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Și s-a socotit potrivit că în această zi, când ne aducem aminte de cei 40 de mucenici, e bine să ne aducem aminte de deținuții politici care au plătit un crez cu viața lor, cu sănătatea lor, cu libertatea lor. Cu ajutorul lui Dumnezeu am sărbătorit și anul acesta hramul Mănăstirii Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, hram pe care îl sărbătorim în fiecare an, la 9 martie, este acum al 5-lea hram, cu ajutorul bunului Dumnezeu l-am dus la capăt chiar în vremurile acestea tulburi. Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici este construită pe dealul cărămidăriei, cimitir al foștilor deținuți politici care au murit la Gherla în perioada comunistă și astăzi, când Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții 40 de mucenici, statul român îi pomenește pe toți cei ce au suferit în închisorile comuniste în perioada respectivă. În fiecare an suntem alături de Mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, comemorați astăzi atât de Biserica Ortodoxă, dar și de comunitatea noastră, în memoria și amintirea celor care și-au dat viața pentru această țară, pentru crezul lor, pentru pământul lor și, de ce nu, pentru a apăra credința noastră strămoșească. În continuare, în cimitirul deținuților politici de pe dealul cărămidăriei, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru toți cei care, în timpul regimului comunist, și-au sacrificat viața în numele libertății și al credinței strămoșești. Eram tânăr atunci, la 25 de ani. Cine era mai tare ca mine? Dar am spus, pentru pământul ăsta mor. Puteam să plec, că am fost grănicer. Cunoșteam orice tufă, orice bunșuroi pe acolo. Am spus, nu, eu vreau să mor pe pământul meu. Chiar dacă mă împușcă, unde oi fi? În România, aici, unde m-am născut. Unde ați bunicii, străbunicii, din neam în neam, aici ne-am născut, aici vreau să mor. La eveniment a fost prezentă garda de onoare a grupării de jandarmi mobilă din Cluj-Napoca, în semn de recunoștință și cinstirea memoriei victimelor regimului comunist, precum și a ofițerilor și subofițerilor din Jandarmeria Regală Română, care au fost torturați sau au murit în temnițele comuniste, o parte din aceștia fiind îngropați la Gherla.